Economia românească se confruntă cu un mare paradox. Sunt oamenii care se plâng de lipsa locurilor de muncă, iar agenții economici susțin că activitatea le este afectată deoarece nu au angajați. Acest lucru este valabil și pentru județul Hunedoara, iar un domeniu în care se simte lipsa forței de muncă este agricultura. Un exemplu concret este în comuna Beriu, unde cultivatorii de afine se plâng că întâmpină probleme din cauza lipsei de muncitori. Un investitor străin care își desfășoară activitatea pe o suprafață mare de teren susține că munca la culesul de afine este bine remunerată, plata putând să ajungă și la 250 de lei pe zi, și că din cauza lipsei de personal, în viitor va face această operațiune prin intermediul unei mașini. La cules avem, într-adevăr, avem problema cu forța de muncă. Noi, anul ăsta, exemplu, am reușit să adunăm în jur de 400 de oameni și noi, mai normal, pentru kilograme care trebuia să le culegem anul ăsta, aveam nevoie de un 500-550 de oameni. Și, din păcate, tot din cauza asta, noi acum încercăm să automatizăm. Într-un an, doi, probabil se va ajunge la o mașină de cules, tot din cauza asta. Cât ar fi fost plătit un muncitor la cules pe zi? Bun, noi la culegător noi le plătim cu 3 lei per kilogram. Da, asta în funcție de fiecare care culege. Am avut culegător care aduna 250 de lei pe zi. Tot la cules mecanizat se gândesc și micii întreprinzători în domeniul afinelor din comuna Beriu, urmând a accesa diferite subvenții în acest scop. Investitorii autohtoni, care oferă aceleași salarii ca și cei străini, se plâng de neseriozitatea lucrătorilor și speră ca aceștia să devină mai responsabili. Culesul este puțin mai problematic. Avem nevoie de oameni, la 30-40 de oameni care trebuie să îi adunăm, să îi aducem, să îi supraveghem. Asta cred că este una dintre marile probleme care le avem. Cu oamenii, cu supravegheatul lor, cu munca care o fac, că sunt foarte, 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 foarte ca oamenii din zonă. Sunt subvenții, dar noi încă, eu personal n-am apelat la nicio subvenție până în momentul, așteptăm acum următoarea sesiune care vine, sperăm ca să realizăm ceva pentru utilaje, pentru... Acum am înțeles că domnul Gonzalo, care e aici cu cea mai mare cultură de afine și a încercat o mașină de cules afine, care sperăm să ne scoate din necaz cu automat, când o să se audă că merge cu mașina de cules și oamenii sper să fie mai responsabili și să vadă că oricum le oferim ceva, un câștig destul de consistent pentru fiecare. Că dacă stăm să ne gândim că un muncitor care vine și care într-adevăr e cum trebuie, ajunge de câștigă 200 ceva de lei pe zi. Declarațiile au fost făcute cu ocazia recentei prezentări a produselor finite din Afine în cea de-a doua etapă din acest an a proiectului cu finanțare europeană Afinatura Sănătate de la Munte, derulat de Primăria Comunei Beriu.